Despre administrație vreau să discutăm în continuare, despre administrația de la Chișinău. Ați anunțat dumneavoastră recent că primăria Chișinău riscă să fie prejudiciată cu 17 milioane de lei. Ce ne puteți spune despre acest caz și ce detalii ne puteți da? În ce context riscă să fie prejudiciată cu o asemenea sumă? E o sumă destul de mare. Bine, ceea ce am găsit eu nu este în secret, despre asta vorbim de foarte mult timp. Ceea ce am găsit eu la Primăria Municipiului Chișinău, după părerea mea, dar și părerea experților care se expun din diferite puncte de vedere, organizații neguvernamentale, think tank-uri, organizații internaționale, cei care ne mijlocit dau aprecieri diferitor procese, cum ar fi Curtea de Conturi sau... Nu mă tem să spun acest lucru franc, deci am preluat cea mai coruptă instituție din Republica Moldova. Despre asta s-a vorbit foarte mult și acum este foarte complicat să faci schimbări în aceste lucruri. Am fost cel care poate pentru dumneavoastră nu este o noutate sau nu ar putea să fie o senzație, dar care a băgat practic totul în licitații publice, că ar fi terenuri, că ar fi deci chioșcurile astea pe care le vedeți pe stradă sau multe alte lucruri pe care le pregătim pentru regulamentele de publicitate. Deci tot ce se era până acum se dădea pe sub masă. Eu, am găsit Primăria Municipiului Chișinău, care este un edificiu, patrimoniu național și monument de arhitectură național, cu proprietăți private în această clădire, ca să mă înțelegeți. Ceea ce probabil că n-ar putea să fie admis nici într-un caz la București, mai cu seamă la Paris sau Londra. Deci cineva ar face ani grei de pușcărie pentru astfel de lucruri. Acum, primăria este implicată în tot felul de procese judiciare. Avem sute, mii de dosare în care suntem parte vătămate sau în care trebuie cumva să ne adjudecăm drepturile. Și acest lucru îl facem. Unul din astfel de cazuri este cel la care vă referiți dumneavoastră cu 17 milioane. Avem foarte, foarte, foarte multe lucruri. Nu suntem pe placul la foarte multă lume. Mă refer la administrația Chișinăului în general, pentru că am zis că este zero toleranță față de corupție. Și atunci când intre poate cu limitări pe partea de construcții, când intre pe partea de curățat de panouri publicitare, într-un an de zile am dat jos peste 1500 de panouri, ceea ce este foarte mult în Chișinău, sau peste 1000 și ceva de buticuri amplasate haotic și fără autorizații pe întreg teritoriu. Sau subteranele, care iarăși avem astăzi diferite dispute, trebuie sau nu trebuie să existe, dar sub magistralele centrale, de oamenii făceau bani la greu luând în arendă aceste lucruri de la primărie și având datorii față de primărie, de exemplu, de 16 milioane de lei, ca să înțelegeți unde. Și acum e evident că luptăm pentru acești bani în primărie, luptăm pentru a întoarce proprietățile, suntem prima administrație care a început să întoarcă proprietățile, școlile care au fost cedate, grădinițele care au fost cedate, să le întoarcem înapoi și să le aducem oamenilor. Este un proces foarte greu, nu întotdeauna suntem încurajați suntem, dar nu suntem ajutați sau auziți în diferite instanțe.